apărătorului credinței drept slăvitoare, părintelui nostru Spiridon, arhiereului Hristos, și să-i aduce mulțumire din inimă. Noi care, prin înțeleptele Lui învățături, ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Mulțimea credincioșilor, cunoscând minunile tale prin care ai rușinat pornirea ereticilor, cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu milință te laudă cântând așa. Bucură-te, ierarh al Mântuitorului Hristos, bucură-te, scăparea celor ce nădăjduiesc în tine, bucură-te, îndreptător al credinței, bucură-te, ajutător al celor necăjiți, bucură-te, învățător al dogmelor creștinești, bucură-te, făclie ce luminezi pe cei din întunericul păcatului, bucură-te, cel ce îndrepți mintea păgânilor, bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinței, bucură-te, cel ce ești purtător de biruință, bucură-te, cel ce ai zvonit cu îndrăzneală pe potrivnici, bucură-te, cel ce îndrepți cu blândețe pe cei ce au greșit, bucură-te, cel ce dovedește adevărul prin fapte minunate, bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni. Sfinte Ierarhie Spiridon, noi păcătoși nu avem destulă pricepere pentru a lăuda minunile tale prin cuvinte potrivite, dar primește-le de la noi, care din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri și cântăm lui Dumnezeu, aliluia. Care dintre noi, păcătoși, s-ar putea lăuda că rugăciunea îi va fi primită de tine cu bucurie, dacă nu ne sârguim să omorâm pornirile trupești lucrate de vicleanul diavol, dar socotim cu milostivire slăbiciunea firii noastre, nu ne lăsa în necazurile ce ne-a cuprins, ci primește cântarea aceasta. Bucură-te, cel ales de Dumnezeu înainte de a te naște, bucură-te, apărător al legii care ai biruit pe filozofi, bucură-te, arhiereu împodobit cu harul Sfântului Duh, bucură-te, comoară de preț a legii noastre, bucură-te, lauda arhiereilor și a dascălilor, bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos, bucură-te, cel ce ai povățuit pe cei mai învățați legiuitori, bucură-te, cel ce ai mustrat obiceiurile rele ale ereticilor, bucură-te, cel ce din pruncie ai fost plin de înțelepciune, bucură-te, mare învățător, la sinodul cel dintâi, bucură-te, cel ce te-ai luptat pentru lege cu toată puterea, bucură-te, cel ce nu te îndepărtezi de la noi credincioșii,
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni. Mare nădejde punem în ajutorul cel de la tine, Sfinte Ierarhie Spiridon. Noi, cei împovărați de multe ispite și aflați în noi anul păcatelor, Cel ce ești ajutător al celor fără nădejde și mângâiere, al celor necăjiți, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Harul Sfântului Duh fiind cu tine, deși din tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă cu înțelepciune ai știut să păstorești și pe cei drept credincioși. Iar la sinodul cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător. Pentru acestea cântăm așa. Bucură-te, Ierarh al Trimitundei, bucură-te, lauda poporului drept credincios, bucură-te, cel ce tămăduiești prin rugăciune pe bolnavi, bucură-te, vindecarea celor cuprinși de patimi, bucură-te, izbăvire din primejdii a celor ce te cheamă, bucură-te, cel ce alungi patimile trupești și sufletești, bucură-te, ajutător al celor ce nădăjduiesc în tine, bucură-te, tămăduitor al rănilor celor de moarte, bucură-te, cel grabnic ajutător, bucură-te, doctor fără de plată, bucură-te, nădejdea tuturor, bucură-te, acoperământ și scăpare pentru noi, bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni. Milostive Părinte Spiridon, primește rugăciunea noastră a păcătoșilor și mijlocește către ziditorul tuturor cu obișnuita ta bunătate, ca să dăruiască vindecare robilor săi și să cântăm împreună lui Dumnezeu. Aliluia! Stând înaintea icoanei tale, noi nevrednici ca înaintea sfintelor tale moaște, mărturisim minunile tale, Sfinte Ierarhie Spiridon. Ascultă această puțină rugăciune și întinde dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre ajutorul nostru, ca după vrednicie să-ți cântăm așa. Bucură-te, cel ce e slujitor împreună cu îngerii, bucură-te, cel ce trupul tău l-ai lăsat drept credincioșilor, bucură-te, cel ce prin trupul tău săvârșești minuni, bucură-te, cel ce și prin încălțămintele tale arăți aceasta, bucură-te, odor neprețuit al ostrovului Corfu, bucură-te, cel vestit în toată lumea prin faceri de minuni, bucură-te, cel ce nu cruți osteneala pentru a lucra binele,
Bucură-te, ajutător al celor ce cunosc minunile tale! Bucură-te, stel neclintit al creștinătății! Bucură-te, cel însoțit de serafim la slujirea în biserică! Bucură-te, vrednic slujitor al sfintelor taine! Bucură-te, laudă și bucuria bisericii! Bucură-te, sfinte ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Așa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moaștele tale, cu milostivire cercetezi și vindeci neputințele poporului celui binecredincios. Îndură-te și de noi, nevrednicii, trimite ajutorul tău și ne izbăvește de necazurile care ne-au cuprins, întărindu-ne să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Prin marea ta milostivire către neamul omenesc, izbăvești din nevoi pe cei învăluiți de necazuri în călătoria pe marea vieții, dar ei, primind ajutorul tău cel grabnic din adâncul inimii, te laudă cu graiuri ca acestea. Bucură-te, cărmuitor al vieții noastre, bucură-te, scăparea deznădăjduiților înotători, bucură-te, alinare a valorilor tulburate, bucură-te, cel ce potolești încercările sufletești, bucură-te, cel ce risipești cu rugăciunea ta furtuna, bucură-te, cel ce risipești întunecimea norilor, bucură-te, cel ce ești ajutător al celor înspăimântați de tunet, bucură-te, izbăvitor al celor înfricoșați de fulger, bucură-te, cel ce prin rugăciunea ta ne scoți din primejdii, bucură-te, nădejdea și scăparea noastră de acum. Bucură-te, cel ce ne ești totdeauna sprijinitor, bucură-te, cel de la care toți cei care vin cu credință primesc ajutor. Bucură-te, sfinte ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Cinstitorule de Dumnezeu, sfinte ierarhie Spiridon, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și prin sfintele tale rugăciuni, izbăvește-ne de războiul gândurilor care ne înfricoșează, precum ai izbăvit pe cei învăluiți în mare, când te-au chemat în ajutor, pentru ca și noi împreună cu aceia să aducem lui Dumnezeu cântarea. Aliluia! Sfinte ierarhia lui Hristos, slujitor cinstit al Harului, roagă-te pentru noi păcătoși către Stăpânul, ca să ne învrenicim a primi bunătățile suflete și trupești, făgăduite credincioșilor creștini, și să-ți cântăm așa.
Bucură-te, adevărat slujitor al lui Hristos! Bucură-te, slujitor cinstit cu daruri dăruit! Bucură-te, vindecător al bolnavilor! Bucură-te, mângâiere ce alungi toată durerea! Bucură-te, rouă rocăritoare de fierbințeala patimilor! Bucură-te, rugăciune ce întărești pe cei slăbănoci! Bucură-te, ajutător gramnic celor din primejdii! Bucură-te, rugător către Domnul pentru cei suferinți! Bucură-te, ajutătore pentru noi păcătoșii! Bucură-te, alinare de dureri prin privirea chipului Tău din icoană! Bucură-te, mare mângâietor al celor ce pătimesc! Bucură-te, tare sprijinitor al celor neputincioși! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! O prea milostive și mult îndurate, Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tăi! Ajută-le și miluiește-i cu iubirea Ta de oameni! Izbăvește-i de toate asuprerile și de orice necaz care i-a cuprins din pricina mulțimii păcatelor! Și precum pe apostolul Tău, Petru, L-ai scăpat din valurile mării, așa scapă-ne și pe noi, robii Tăi, din primejdiile care ne amenință, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Spiridon, cu care împreună îți cântăm, Aliluia! Toate puterile cerești în laudă credința Ta către Dumnezeu, cea tare și dreaptă și cu Tine slujesc, împreună ziditorului lumii, celui fără de început. Iar noi cu bucurie îți aducem aceste cuvinte de laudă. Bucură-te, Cel ce ai apărat dreapta credință prin minuni! Bucură-te, Cel ce prin credință ai făcut minuni! Bucură-te, Cel ale cărui rugăciuni sunt ascultate de Domnul! Bucură-te, rugător înțelept către Dumnezeu! Bucură-te, Cel ale cărui ostenele au fost bine primite! Bucură-te, Cel ce prin rugăciune ai scăpat sufletele din primejdii! Bucură-te, Cel ce biruiești pe cei fără de lege! Bucură-te, tare ajutor al credincioșilor! Bucură-te, întărirea drept slăvitorilor! Bucură-te, mustrare a îndărniciei celor fără de lege! Bucură-te, Cel ce prin credință ai biruit pe tirani! Bucură-te, Cel însemnat cu pecetea Sfântului Duh! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Sfinte Ierarhie Spiridon, fiind bun folositor creștinătății, tot ce-i bine credincioși au nădejde către Tine în orice întâmplare. Pentru aceea nu trece cu vederea rugăciunile noastre milostive. Ajută-ne și pe noi și ne izbăvește de toate nevoile.
chiar de suntem nevrednici de acest ajutor, ca să cântăm împreună cu tine, lui Dumnezeu, aleluia. Având putere de la Dumnezeu prin credință, Tu ai preschimbat seceta în ploi, iar mulțimea ploilor a contenit prin rugăciunile Tale, Sfinte Ierarhe. Poporul a scăpat de foametea cea înspăimântătoare, iar jitnițele strângătorilor de greu s-au risipit. Pentru aceasta cântăm așa: Bucură-te, Cel ce vestești pedeapsa pentru cei lacom de averi! Bucură-te, scăparea celor amenințați cu foametea! Bucură-te, mustrător al păcătoșilor, ca oarecând prorocul linie! Bucură-te, nădejde bună a lucrătorilor de pământ! Bucură-te, mulțumire celor ce seamănă cu credință! Bucură-te, seceriș îmbelșugat al semănătorilor! Bucură-te, vistiernic bogat al săracilor! Bucură-te, nădejde și ajutător la vreme de secetă! Bucură-te, mângâiere celor cuprinși de nevoi! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, Cel ce ai oprit cu rugăciunea ploile cele prisositoare! Bucură-te, Cel prin care primim ajutor pururea! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Făcătorule de minuni, Sfinte Ierarhie Spiridon, în vremea Sfântului Împărat Constantin și a Fiului Său Constanțiu, ai izbăvit poporul de primejdii prin ale Tale rugăciuni. Ai adus peste semănăturile lor ploimănoase, dar ai risipit jinețele strângătorilor de greu, lacum de avere. Și acum trimite mila Ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta. Și dăruiește-i timp roditor și îmbelșugare pentru ajutorul sărmanilor, cu care împreună vom cânta lui Dumnezeu, aleluia. Când ai auzit pe săracul acela cerându-ți ajutor în necazurile lui, nu l-ai îndepărtat prin cuvinte întristătoare și nu l-ai lăsat deznădăjduit, ci prefăcând șarpele în aur, i l-ai dat ca binecuvântare spre întrebuințare și l-ai scăpat din cumpăna nevoilor, pentru care, Sfinte Spiridon, îți aducem aceste laude. Bucură-te, ajutor celor lipsiți! Bucură-te, bogăția săracilor! Bucură-te, Cel ce ai schimbat șarpele în aur! Bucură-te, Cel ce ai prefăcut firea jivinei în metal! Bucură-te, Cel ce ai dat întrebuințare metalului ispititor! Bucură-te, Cel ce ai scăpat pe sărac de sărăcie! Bucură-te, Cel ce ai arătat minunea Ta împrumutătorului! Bucură-te, Cel ce prin rugăciune ai prefăcut aurul iarăși în șarpe! Bucură-te, cu moara neîmpuținată a sărmanilor!
Bucură-te cel ale cărui daruri mintea noastră le socotește taine. Bucură-te cel căruia averea lumii acesteia nu ți-a trebuit. Bucură-te vistier al darurilor lui Hristos. Bucură-te Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni. Socotește-ne ca pe săracul acela și pe noi, care suntem săraci în fapte bune. Dăruiește-ne ajutorul Tău, Sfinte, ca să biruim toate pornirile vrăjmașilor și năvălirea gândurilor care se luptă cu noi ca șerpii. Ajută-ne să dobândim cele folositoare pentru viața aceasta și cea viitoare. Și să-ți cântăm împreună cu tine, lui Dumnezeu, aliluia. Cine nu se va minuna de faptele tale, când va auzi cum femeia cea moartă ți-a răspuns la întrebare din mormânt, și apoi cum a fost izbăviți corobierii de la înec, pentru toți cei izbăviți de la moarte și pentru minunile tale, noi îți aducem această laudă. Bucură-te, ajutător al văduvelor, bucură-te, descoperirea faptelor celor neștiute. Bucură-te, cel ce ai primit răspuns de la femeia cea moartă. Bucură-te, cel ce toate acestea le-ai făcut prin credință. Bucură-te, cel a cărui minune a moțit pe necredincioși. Bucură-te, cel de care și păgânii s-au minunat. Bucură-te, cel ce ai făcut acestea spre slava Ziditorului. Bucură-te, cel ce nu te-ai împătimit de bunătățile pământului! Bucură-te, cel ce-ai adunat avuțiile tale în cer! Bucură-te, cel ce ne arăți milele tale și din viața veșnică! Bucură-te, cel ce ești adevărat, Părinte, prin câte ne dăruiești! Bucură-te, cel pe care pentru faptele tale te lăudăm cu bucurie. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni. Auzind, femeia cea moartă, glasul tău, din mormânt ți-a răspuns. Și precum ai făcut trupul cel fără de suflare să dea glas, așa cu milostivire, fă și trupurile noastre să dobândească sănătate și mântuire, pentru ca împreună cu tine și noi, Sfinte, să cântăm lui Dumnezeu, aliluia. Sfinte Ierarhie Spiridon, doctorul sufletelor și al trupurilor, pe împăratul Constantin l-ai izbăvit de boală și pe copilul unei femei l-ai scăpat de la moarte. Pe noi cei cuprinși de ispita diavolească, ce este moartea sufletului, întoarce-ne la viețuirea creștinească și primește această cântare. Bucură-te, tămăduirea binecredinciosului împărat,
Bucură-te, scăparea copilului ce era pe moarte! Bucură-te, cel ce ai bucurat pe mama copilului vindecat! Bucură-te, bucuria mamelor celor iubitoare de fii! Bucură-te, a zis ție împăratul Constantin! Bucură-te, ți-au cântat cu lacrimi femeia și fiul său! Bucură-te, cel ale cărui leacuri sunt grabnic vindecătoare! Bucură-te, vindecare a femeii desfrânate care a se atins de tine! Bucură-te, cel ce ai vădit păcatul ei, iar ea, pocăindu-se, s-a curățit! Bucură-te, a strigat ea, după ce a scăpat de păcat! Bucură-te, tămăduire a trupurilor noastre! Bucură-te, izbăvire a sufletelor noastre! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Cerem îndurare de la Tine, Părinte Spiridon, cum ai arătat-o tuturor celor care mai înainte de noi au avut nevoie de ajutor. Prin mijlocirea Ta au dobândit de la Împăratul Cerului și al Pământului vindecare de boli și sporire în toate cele de folos. Precum aceia, așa și noi împreună cu Tine cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Scapă-ne de moartea sufletească, Sfinte Ierarhie Spiridon, precum pe femeia căzută în desfrâu, chiar de suntem mai păcătoși decât ea. Așadar, noi, rușinându-ne de faptele care din tinerețe ne-a cuprins, le mărturisim ție și cerem ajutorul tău cu graiuri ca acestea. Bucură-te, mărturia celor ce s-au mărturisit cu pocăință! Bucură-te, mustrarea celor ce cu viclenie își tăinuiesc păcatele! Bucură-te, cel ce nu suferi pe cei care viețuiesc în nelegiuiri! Bucură-te, folositor al celor care s-au pocăit! Bucură-te, cel ce-ai deslegat limba slujitorului semeț! Bucură-te, cel ce-ai întors capra la stăpânul ei de la cel ce-o răpise! Bucură-te, cel ce mai înainte ai descoperit fapte neștiute! Bucură-te, cel ce pe mulți ai adus la credință prin minunile Tale! Bucură-te, cântăm și noi, cei ce ne bucurăm de tămăduiri! Bucură-te, strigăm ție, așteptând iertarea păcatelor! Bucură-te, cel ce ai bucurat cu minunile Tale neamul creștinesc! Bucură-te, dar făcut creștinilor de Mântuitorul Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! O prea bunule și întru tot lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru sfintele Tale rugăciuni și a Sa iubire de oameni să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate,
ca și noi împreună cu tine, să cântăm în veci. Aleluia! O, prea bunule și întru tot lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru sfintele tale rugăciuni și a sa iubire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine să cântăm în veci. Aleluia! O, prea bunule și întru tot lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru sfintele tale rugăciuni și a sa iubire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine să-i cântăm în veci. Aleluia! Mulțimea credincioșilor, cunoscând minunile tale prin care ai rușinat pornirea ereticilor, cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu milință te laudă cântând așa. Bucură-te, ierarh al Mântuitorului Hristos, bucură-te, scăparea celor ce nădăjduiesc în tine, bucură-te, îndreptător al credinței, bucură-te, ajutător al celor necăjiți, bucură-te, învățător al dogmelor creștinești, bucură-te, făclie ce luminezi pe cei din întunericul păcatului, bucură-te, cel ce îndrepți mintea păgânilor, bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinței, bucură-te, cel ce ești purtător de biruință, bucură-te, cel ce ai zvonit cu îndrăzneală pe potrivnici, bucură-te, cel ce îndrepți cu blândețe pe cei ce au greșit, bucură-te, cel ce dovedește adevărul prin fapte minunate, bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni. Apărătorului credinței drept slăvitoare, Părintelui nostru Spiridon, Arhiereului Hristos, și să-i aducem mulțumire din inimă. Noi care, prin înțeleptele Lui învățături, ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Vrednicule păstor al bisericii, Sfinte Ierarhie Spiridoane, deși nu avem nici vrenicie și nici pricepere pentru a ne ruga ție cu potrivite cuvinte, totuși venim la tine, Sfinte, și mărturisindu-ne multele păcate săvârșite, ne rugăm ție cu smerenie. Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieții ai săvârșit atâta minuni. Și binecuvintează-ne pe noi toți, cei care venim la tine cu credință, nădejde a celor care și-au pierdut nădejdea,
mângâierea celor necăjiți. Te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre, cele împovărate de multe ispite, și cu obișnuita ta bunătate și iubire de oameni, roagă-te către ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Învrednicește-ne și pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim de bunătățile sufletești și trupești, făgăduite adevăraților credincioși. Dăruiește-ne, Sfinte, ajutorul tău cu care, biruind potrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viața aceasta și mai ales pentru cea viitoare. Amin.